Bună seara și bine ați venit la o nouă întâlnire din seria Doer Talks. Mă bucur să vă am și de această dată alături de mine într-o conversație care sunt sigură că va fi deosebit de interesantă, dar și utilă. O să vedeți de ce. Până ajungem însă la subiectele care ne preocupă, vreau să vă rog frumos să îmi spuneți dacă mă auziți bine și dacă mă vedeți bine. De asemenea, mi-ar plăcea să-mi spuneți de unde urmăriți acest live, din ce oraș, din ce țară, pentru că știu că de multe ori avem aici un grup frumos de peste, din România, dar și de peste mări și țări. De asemenea, vă invit de la bun început să dați like, să comentați, să vă adresați întrebările, curiozitățile, profitați de ocazia aceasta de a intra în contact direct cu un super specialist. Lăsați așadar comentariile voastre, de asemenea, dați share la final dacă vi se pare interesant ceea ce ați ascultat și vreți să ajungă la cât mai multă lume. Și într-un final, tot așa puteți să salvați această discuție. Ea va rămâne în feed-ul meu pentru a o putea vedea mai târziu, când poate aveți timp sau poate nu puteți să stați astăzi până la final. Așadar, like, comment, share and save. Văd că ne adunăm din Suceava, din Brașov, din București. Se vede, se aude bine din Arad, Brașov, Baia Mare, ce frumos, Timișoara, ce frumos, mă bucur tare mult. Și așa cum v-am obișnuit la început de Doer Talks, am pentru voi și o întrebare, iar întrebarea de această dată este dacă ați ajuns vreodată la terapie de cuplu. Și dacă ați ajuns, cum a fost experiența, utilă sau nu? Iar dacă nu ați ajuns și sunteți în situația în care poate ar fi un gând, dacă vă doriți, dacă aveți acest curaj și dacă reușiți să vă convingeți și partenerul, respectiv partenera, să meargă într-un astfel de demers. Da, așa cum am spus, în seara aceasta o să vorbim despre felul în care se manifestă trauma în cadrul relației de cuplu. În primul rând, trebuie de la început să vă spun că mă bucură foarte mult că interesul românilor pentru tot ce înseamnă terapie, psihoterapie, a crescut. Oamenii nu mai văd în terapie ceva tabu. Sunt deschiși să înțeleagă mai mult despre felul în care funcționează, sunt deschiși să evolueze pe plan personal, sunt deschiși să lucreze la propriile relații. De ce lucrează? Pentru că se întâmplă în noi niște lucruri de-a lungul vieții care își pun amprenta pe felul în care funcționăm. Dacă astea sunt traume sau nu, o să ne spună invitata mea din această seară. Este nimeni alta decât dr. Diana Vasile, psihoterapeut, psiholog clinician, este și cadru didactic universitar și este președintă și cofondatoare a Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei. Este un om cu o expertiză de foarte mulți ani, de peste 25 de ani în psihoterapie și tocmai pentru că și-a făcut un scop din a discuta despre traumă și am reușit să citesc câteva pagini din cartea pe care tocmai a lansat-o, Anatomia traumei, cum să ai o viață mai bună când sufletul te doare. Am înțeles că în prima fază a fost sfătuită să se ferească de cuvântul traumă, pentru că este prea dur, pentru că în momentul în care spui traumă, parcă te și doare în secunda aceea, dar felul în care totuși a ales să se raporteze și să vorbească despre traumă, este un mod direct. Evitând un cuvânt care poate fi dur, nu înseamnă că e bine. Trebuie să confruntăm problema așa cum vine ea către noi. Și a mai fost denumită de colegi Queen of Trauma. Trauma, nu, Trauma Queen. Vreau să o invit alături de noi pe Diana Vasile. Imediat. Imediat. Să facem.
Așa, am trimis invitație către Diana și în curând ni se va alătura. Așa cum spuneam, vom vorbi în această seară despre traumă, despre cum se manifestă trauma în cadrul relației de cuplu, din ce am observat în jurul meu. De multe ori, aceste traume pe care le purtăm cu noi își fac simțită prezența în cuplu. Diana, să știi că ți-am trimis notificare, ți-am trimis invitație de a fi în live. Hai să vedem. Dacă nu funcționează din prima, o să ies și o să mai intru încă o dată. Și o să reiau toată povestea. Nu e o problemă. Asta este șapa, da. Gata. Gata. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu, Sonia. Mulțumesc și pentru invitație și pentru ghidaj și pentru tot ce faci tu. Este o bucurie să te văd și să te ascult de fiecare dată și îți spun sincer că am observat o comunicare susținută în ultimul timp din partea ta și cred că este un lucru foarte bun pe care îl faci. Este o informație pe care tu o transmiți la un nivel ridicat, la un nivel intelectual, dar în același timp într-un mod foarte accesibil oamenilor, astfel încât ei să-și poată extrage de acolo tot ce le trebuie pentru a funcționa bine, pentru a le fi bine, pentru a... Da, sper. Și felicitări pentru carte. Mulțumesc mult de tot, mulțumesc mult de tot. Cred că m-am mobilizat ca să comunic mai mult, tocmai datorită feedback-urilor de genul celor pe care tu mi le dai acum și mă bucur să aflu că oamenilor le este de ajutor și că ceea ce spun și ceea ce fac chiar atinge și chiar susține dezvoltarea. Am zis că vorbim despre traumă, pentru că ăsta este cuvântul cheie în, nu doar în cartea pe care ai lansat-o, ci și în specializarea ta. Și te-aș ruga să definim un pic ce înseamnă traumă. Să pornim de la ABC. Da. Ce înseamnă traumă și cum definim trauma atunci când o punem într-un context al relației de cuplu, în special, pentru că asta este cea pe care o ținem în seara asta. Sigur. Sigur, și îți mulțumesc pentru inițiativa de a avea o astfel de discuție. O astfel de discuție vreau să menționez acum că este extrem de curajoasă și extrem de, aș zice, complexă și provocativă pentru fiecare dintre noi, pentru că așa cum trauma ne privește pe tot și relațiile de cuplu ne privesc pe tot și intensitatea emoțională într-o relație de cuplu variază atât de mult și sigur că în contextul acesta, evident, și experiențele traumatice vor fi puse amprenta. Deci, primul lucru pe care aș vrea să-l diferențiez este că trauma, așa cum o punctez în multe discuții, este definită în literatură atât ca un eveniment cât și ca o experiență internă, dar pentru noi cred că valoarea cea mai mare pentru discuția noastră din seara aceasta o are într-adevăr elementul acesta de experiență internă, pentru că chiar dacă avem același eveniment prin care, de exemplu, o relație de cuplu poate să treacă, o pierdere semnificativă, un accident complicat, o operație semnificativă a uneia dintre cei doi, cu siguranță experiența internă pe care o resimte fiecare dintre parteneri, își va pune amprenta asupra modului în care el va simți, se va comporta, va începe să gândească despre sine, despre celălalt. Și atunci, experiența aceasta de deconectare de părți din tine, pe care noi o definim ca traumă și care presupune sentimente profunde de neputință, de frică, de sentiment de vulnerabilitate și expunere,
și care în timp poate duce la dificultăți de reglaj emoțional, dificultăți de reglaj comportamental, dificultăți de gestionare a activităților de zi cu zi, evident că va avea urmări și într-o relaționare de cuplu. Ce fel de traume? Pentru că tu în carte menționezi mai multe tipuri de traumă. Da. Spui traumă existențială, traumă de pierdere, traumă sexuală, traumă vicariantă, tulburare de stres post-traumatic. Sunt mai multe feluri, tipologii de traume. Care sunt acelea care afectează cel mai mult relația de cuplu? Există o astfel de, se poate face o astfel de clasificare pe intensitate? Sigur că una este să vorbim de traumatizarea fiecărui partener înainte de relația de cuplu. Da. De experiențele care m-au afectat pe mine înainte să intru într-o relaționare de cuplu, înainte să fiu cu cineva, da? Un partener de-al meu. Și alta este traumatizarea pe care o suferim amândoi, de exemplu pierderea unui copil sau îmbolnăvirea unui copil sau situația în care cineva ne atacă casa. Da? Deci este un eveniment care ne afectează pe amândoi, un eveniment comun. Și alta este traumatizarea care se întâmplă în cadrul relației de cuplu, care poate să însemne traumă de pierdere, îmi pierd partenerul prin deces. Deci trauma mea de pierdere se referă strict la relația de cuplu. Da? Sau aflu că partenerul meu trăiește o boală extrem de dificilă și urmează să aibă operație sau este diagnosticat cu o patologie complicată și care va afecta relaționarea noastră de cuplu. Și al treilea tip, care este traumatizarea sexuală sau abuzurile emoționale și fizice, deci care intră în categoria abuzurilor pe care un partener le poate avea asupra celuilalt. Și aș menționa, deși este foarte delicat și cred că o mulțime de lume ar sări acum, dacă introducem asta la traumă sau nu, sau rămânem la stresul conjugal, neglijare. Exact! Exact! Adică asta poate fi neglijarea, poate fi considerată o traumă? Atât cât pot eu să întâlnesc și am întâlnit în practică, dificultățile partenerilor de a se conecta unul cu celălalt pot să fie ca urmare a unor experiențe de neglijare și atunci eu nu pot, am nevoie de cuplu, dar nu reușesc să mă încadrez în această viață de cuplu. Nu reușesc să fac ceea ce este necesar și cumva de așteptat într-o relaționare de cuplu. Și parte se transformă într-o cauză a unei suferințe intense a partenerilor. Evident, partenerilor neglijați. Da. Care la rândul lor își caută, își găsesc tot felul de strategii și care de multe ori pot să ducă la fenomenele mai tipice de cuplu pe care le întâlnim: detașarea, intrarea într-o relație extraconjugală, dificultățile de ajustare la noile roluri, da? Și produc separările sau divorțurile și atunci, uite așa, trecem dintr-o experiență într-alta, care mai de care mai stresantă și mai dificilă și mai cauzatoare de suferință și de blocaje interne. Neglijarea. Vreau să mai rămânem aici un pic, pentru că e foarte interesant. Pare ceva așa ușor, pare... nu te-am... neglijare. Când spui neglijare, te gândești, nu te-am băgat un pic în seamă. Sigur, poate să fie o neglijare de o zi, de două, de un moment, de altul, dar pot să fie ani în care partenerii să neglijeze rolul lor de partener. Și acum o să te întreb, această neglijare nu cumva poate veni și dintr-o traumă pe care unul dintre parteneri o aduce în cuplu dinainte de formarea evident, cuplului? Evident că da. Evident. Și cumva că da. Aici vreau să ajungem. Până ajungem noi să fim un cuplu care să-și provoace sau care să treacă prin viață, prin ce înseamnă viață, da, și prin posibilele traume pe care viața, na, fără să le-a produs. Da, exact, le-a produs.
Până în momentul ăla, intri într-un cuplu, da, se formează un club, cuplu bărbat-femeie. Fiecare vine acolo cu datele personale, cu matrița personală. E, și la un moment dat, unul îl stârnește pe celălalt. Da, aici, Și aici se aș întâmplă, vrea se provoacă. să, aș vrea să poposim asupra acestui moment, pentru că este, din nou spuneam, e destul de complex și este foarte ușor de înțeles eronat. Îmi doresc din tot sufletul să pot să explic cât se poate de clar, astfel Tot încât timpul oamenii și tot timpul spațiu. îți mulțumesc din suflet. Primul lucru pe care aș vrea să-l spun este că funcționarea noastră atunci când intrăm în cuplu este deja modelată de o serie de factori. Un factor îl reprezintă nevoile noastre de relaționare, nevoile noastre cu care ne naștem. Deci nu sunt ale mele mai deosebite ca ale tale, nu sunt ale altuia mai deosebite ca ale altuia. Deci toți le avem. Însă modul în care aceste nevoi de relaționare au fost împlinite de-a lungul timpului vieții noastre de către persoanele semnificative, părinți, frați, bunici, rude, oameni de la școală, oameni din comunitatea noastră, etc. Modul acesta a fost diferit, de aceea va da o coloratură emoțională și comportamentală diferită la fiecare. Asta înseamnă că eu îmi voi exprima nevoile diferit de către tine și voi aștepta răspunsuri, comportamente, manifestări din partea ta diferite de către altcineva. Nevoile sunt aceleași. Împlinirea lor va însemna aspecte diferite, comportamente diferite, manifestări diferite, emoții diferite și asta, ca să punem pe al doilea factor, contribuie la faptul că, alături de caracteristicile noastre și, evident, diferențierile între noi, va genera niște diferențe între noi, care, parțial, sunt ireconciliabile. Asta înseamnă că, în mod natural, în relația de cuplu, ca în orice alt tip de relaționare umană, va exista întotdeauna o doză de stres. Întotdeauna. Asta înseamnă că, în mod natural, ar trebui să ne așteptăm la o doză de stres în relaționare. Al treilea factor, pe lângă nevoi, împlinire diferită, caracteristicile noastre diferite, deci factor de stres. Al treilea lucru este faptul că în relațiile de cuplu, o caracteristică semnificativă este funcționarea sexuală. Această funcționare sexuală diferențiază radical relația de cuplu de orice alt tip de relaționare. Asta înseamnă că avem în relaționarea de cuplu o dinamică sexuală care se așează pe un continuum de la zero funcțională sexuală, cupluri care nu interacționează sexual și cărora poate la început a fost o astfel de relaționare sau a fost minimală și s-a stins până și Pe aceea, tot. da? Până la o funcționare extrem de sexualizată. Evident că aceste extreme sunt foarte dificil de gestionat într-o relație de cuplu, tocmai pentru că avem și nevoile relaționale, care nu sunt legate de sexualitate, sunt legate de interacțiunea noastră umană. Există o doză de stres și deci, care va să zică, va exista și în relaționarea sexuală o nevoie de gestionare a funcționării sexuale, care și ea, la rândul ei, se bazează pe niște caracteristici și pe o doză de tensiune psihică, pe care, evident, că impulsul sexual și dorința sexuală o aduce în fiecare dintre noi. Și al patrulea factor, și cu asta o să mă opresc, că fac lucrurile prea complicate după aceea, Așa. al patrulea lucru este că din acele nevoi relaționale, o parte sunt valabile pentru orice tip de relaționare, iar o parte, prin maniera în care ele sunt îndeplinite, duc la ceea ce noi numim intimitate și care, din nou, este o specificitate a relației de cuplu, care nu este prietenie exclusiv, dar e o doză de prietenie, dar nu este nici
un străin, dar trebuie să rămână o doză de străin. Și cu asta sunt convinsă că Ne-ai elementul de băgat complexitate și în complicăciune. momentul ăsta, ne-ai dat șahmat. Exact. Da. Duceți-vă și culcați-vă. Da. De aceea, din nou mă întorc la factorul stres, de aceea relațiile de cuplu vor fi întotdeauna cu tensiuni și variabilitatea tensiunii psihice este crescută, mai ales la începuturile formării relațiilor de cuplu, până când ele se stabilizează. Ceea ce ia ani. Câți ani? Mulți! Doi, cinci, zece. În jur de 7-8. Wow. Da. Știu, știu. Adică în ăștia 7-8 ani, cei doi care formează un cuplu sunt într-o continuă reglare. Exact. Exact. Bun. Ai spus. Exact. Unii reușesc mai repede, unii nu reușesc niciodată. Probabil că în funcție de gradul de evoluție personală, de înțelegere a trăirilor Sigur. interne, Sigur. de gestionare a Exact. trăirilor interne. Bun. Da. Ai menționat nevoile firești pe care De relație. fiecare le avem în orice fel de relaționare. Relație. Te rog frumos, numește-mi câteva Câteva. dintre aceste nevoi, ca să știm la ce facem, la ce ne ducem cu gândul. Abia așteptam această întrebare. Abia așteptam pentru că este un subiect care asupra căruia am poposit foarte mult, pentru că am dorit să înțeleg relaționarea umană, odată prin, evident, natura mea de psiholog, dar odată prin, evident, natura mea de om și de femeie care a avut de întâmpinat dificultăți pe zona aceasta și nu înțelegeam exact nici care e rolul meu, nici ce are de făcut celălalt. Și, bineînțeles, mi-am suflecat mânecile științifice și cele practice și m-am Stimulați să apucat vedem. de studiat. Și acum, aceste nevoi, o să le mai împart odată ca să înțelegem, pentru că o să ajute mult înțelegerea aceasta, spun eu din experiența cu ceilalți cu care am vorbit, mai ales cu cursanții mei. În aceste nevoi de relație, o parte dintre nevoi trebuie împlinite de celălalt. Celălalt trebuie să facă lucruri pentru noi. Acestea noi le numim o denumire de relaționare cu celălalt, adică de împreună cu sau simbiotice sau ideea aia de bază, nevoie de relație. Adică am nevoie ca tu să faci ceva pentru mine. Pentru că eu nu pot să fac eu. Da? Celelalte tipuri de nevoi de relație cer ca eu să fac pentru mine, iar tu să nu te bagi și să accepți că eu am nevoie să fac asta pentru mine. Fai de capul meu, deci mi s-a făcut pielea de găină, Diana. Păi, presupun că e de bine. În primul rând, pentru că sunt niște lucruri atât de simple. În teorie, sunt niște lucruri foarte simple. Doamne, eu am nevoie de tine Exact. să-mi îndeplinești niște chestii, dar în același timp am nevoie ca tu să înțelegi și faptul că eu, pe cont propriu, am nevoie să-mi îndeplinesc niște nevoi și nu vreau nimic de la tine. Vreau doar să înțelegi că Să am eu înțelegi capacitățile să mi și le. să nu te bagi. Uneori nici măcar n-am nevoie să înțelegi, am nevoie să accepti. Pentru că s-ar putea să înțelegi după. S-ar putea să înțelegi mai târziu decât atunci când eu am nevoie să fac. Ok. Bun. Ok. Deci cele două Cele două nevoi tipuri. din partea celui, cele pe care ni le îndeplinește celălalt, cele pe care ni le îndeplinim noi. Exact. Cele care sunt Dau câteva câteva dintre care sunt de din acolo? fiecare, da? Una dintre nevoile destul de importante în relaționarea de cuplu este nevoia de a fi înțeles. Că tot, o iau pe asta pentru că are legătură cu ce am discutat un pic mai devreme. Deci am nevoie ca atunci când mă exprim, care, apropo, să mă exprim este o nevoie a mea la care tu ar trebui să nu te bagi încă. Da? Deci să mă exprim este o nevoie, o numim de autonomie sau de autoreglaj. Și nevoia de a fi înțeleasă în exprimarea mea este nevoie în care am nevoie ca tu să faci asta pentru mine. Pentru că dacă tu nu mă înțelegi, este foarte greu să comunicăm, foarte greu să relaționăm. Da? Sigur că asta nu te obligă pe tine să fii un Mafalda și să înțelegi totul. Că de aia ne-a dat
psihicul și capacitatea și evoluția, limbaj. Să exprimăm verbal, non-verbal. Deci eu, dacă am constatat că am exprimat și partenerul nu a înțeles, nu m-a înțeles, atunci ar fi două lucruri de voi. Și care este o nevoie de, tot de împreună, să fiu sprijinit, sau nevoie de suport, sau nevoie de ghidaj, sau nevoie de a fi susținută. Sau susținut. În a exprima într-un mod inteligibil pentru celălalt. Exact. Tu mă sprijin pe mine să exprim și eu te sprijin pe tine să înțelegi. Și atunci acest du-te vino în care noi ne împlinim niște nevoi împreună, aceleași nevoi, că și tu ai nevoie să fii susținut ca să înțelegi. Și eu am nevoie să fiu susținută ca să mă înțelegi. Și atunci această combinație este extrem de utilă. Și să înțelegem, și mai dau această explicație pentru nevoia de a fi susținut sau nevoia de a fi de a oferi suport celuilalt, și explic acest lucru prin înțelegerea cuvântului susținut, adică ținut în sus. Susținut adică, înseamnă ținut adică, în sus. Adică ridicat. Nu atât ridicat, pentru că aici e o nuanță fină. Înseamnă a fi ținut în sus, adică în direcția dezvoltării, da, în direcția evoluției, în direcția progresului dintre noi. Și asta e valabil pentru orice relație. Deci cu atât mai mult în cuplu, în care se presupune că pe lângă aspectele acestea sexuale și de intimitate avem niște proiecte împreună, avem o viață de construit împreună. Deci realmente trebuie să ne susținem. Dar susținere nu înseamnă fac în locul tău. Susținere nu înseamnă fac pentru tine. Și alea sunt, sigur, comportamente uneori dezirabile, dar uneori nu trebuie să faci în locul meu, pentru că mie e din potențialul de dezvoltare. Uneori nu trebuie să faci pentru mine, pentru că trebuie să fac eu pentru mine. Înseamnă doar să deschizi calea, să lași calea. Exact. Cumva. Exact. Exact. Să deschizi calea sau să blochezi îndepărtarea, înapoierea. Adică să ții spatele astfel încât varianta să nu fie decât înainte. Da. Bun. Susținere. Susținere. Deci prima este mă exprim singură pe cont propriu. După aceea, împreună, am nevoie să fiu susținută, am nevoie să fiu ghidată. Poate îmi pui întrebări, poate mi-arăți ceva ca eu să știu să fac. Da? Poate îmi spui, uite cum îmi place mie să discutăm, uite ce am nevoie să fac în perioada următoare, uite ce planuri am făcut, uite ce m-am gândit. Da? Exprimare, dezvăluire. Da? Și nevoia de a fi susținut este o nevoie în care am nevoie de celălalt să fie alături de mine. Apoi, o altă nevoie care este, hai nu încep cu asta, o las un pic pentru mai târziu. A doua nevoie de a lui împreună este să mă conectez prin simțuri. Ce înseamnă asta? Adică am nevoie să te văd, am nevoie să te aud, am nevoie să pun mâna pe tine, am nevoie să te miros, am nevoie să te gust, am nevoie să te simt cu simțurile mele. De aceea relațiile la distanță sunt foarte dificile și epuizante, pentru că trebuie să funcționezi pe bază de imaginație, nu pe bază de simțuri, ceea ce nu ajută foarte mult. Realitatea e una, imaginația e alta. Suntem până la urmă niște animăluțe evoluate. Suntem niște organisme vii care funcționăm pe baza simțurilor și care ne reglăm pe baza simțurilor. Asta înseamnă că prin acest contact cu simțurile, eu am șansa să mă reglez în zonele în care nu mă pot regla de unul singur. Dar această nevoie de reglaj prin simțuri cu celălalt este, are păsora ei nevoia de autoreglaj. Asta înseamnă că reglajul meu emoțional, reglajul stresului meu, reglajul dezvoltării mele este responsabilitatea mea, nu a partenerului. Asta înseamnă că în momentele acelea de stres, nu trebuie doar să-i cer partenerului să mă regleze, să-mi spună, să facă, să vină, să declare, să acționeze, să puncte puncte,
ce am nevoie de o bucată de la el, dar am o grămadă de treabă de făcut pe cont propriu. Și atunci nevoia de autoreglare, care este responsabilitatea mea și îmi trebuie ca celălalt să nu se bage acolo, da? Ceea ce evident că uneori în certurile de cuplu, exact când te liniștești și tu, sau când încerci să te liniștești, celălalt poate să vină pe tine și să scândere. Exact. Și nu să vină cu un sprijin, ci să vină cu cerințe, cu solicitare, cu nevoie de atenție și așa mai departe. Și această conectare prin simțuri este ceea ce noi de regulă vrem să spunem prin dă-mi atenție. Dă-mi atenție, am nevoie de atenția ta, am nevoie de prezența ta, am nevoie de discuțiile cu tine, am nevoie să stau pur și simplu cu tine, așa, să te simți și să ne uităm la un film împreună. Da? Deci contactul prin simțuri, nevoia de reglaj prin simțuri, adică să mă conectez la celălalt prin simțuri, astfel încât să mă reglez, nevoia de susținere. Și o să discut și despre asta, pentru că este o nevoie importantă. Este o nevoie de, la bază, este o nevoie de relație, atenție. Deci apare în toate relațiile, dar în relația de cuplu și în alte tipuri de relații are o ușoară modificare. Noi plecăm de la bază, din relația cu mama, care e primul om cu care noi ne relaționăm, și acolo avem nevoie de exclusivitate. De ce? Pentru că asta ne dă șansa la dezvoltare. Asta înseamnă că și în relația de cuplu vom găsi această manifestare a nevoii de exclusivitate, în care dezvoltarea noastră de cuplu va fi stimulată de acest du-te vino mutual pe care l-am cu acest partener. De aceea sigur că pot să am parteneri multipli, adică apropo de nevoia sexuală care nu e limitată la un partener. Nevoia sexuală nu e limitată la un partener, dar nevoia relațională are o fațetă care se cheamă exclusivitate. Și dacă ea este împlinită, psihicul se dezvoltă. De aceea suferim foarte tare dacă relația de cuplu nu funcționează bine și de aceea înflorim foarte bine când relația de cuplu funcționează bine. Că asta mai face referire la o nevoie de împreună și cu asta mă opresc la capitolul ăsta, este o nevoie de vitalitate. Am nevoie să-l simt pe cel din relație cu mine vital, plin de energie, adică un om dinamic. Da? De aceea e greu să ai partener depresiv, de aceea este greu când partenerul este bolnav, de aceea este foarte greu când partenerul are o pasă proastă. Da? Și atunci avem nevoie să avem suficiente resurse și disponibilități din toate celelalte zone pentru a restimula vitalitatea și energia psihică în partener și în noi înșine. Pentru că o relație de cuplu care își pierde vitalitatea, o mai resuscităm noi de aia după un punct, na, ca la oameni, nu mai resuscităm nimic. Bun. Să mă la celelalte? Hai să mergem și la celelalte și după aia vreau să vorbim. Hai să mergem la celelalte și după aia spun despre. Nevoia de a vreau fi să ne legăm propriu, de nevoia de a fi pe cont propriu, da? Nevoia de a fi singur. Uneori vrei să fii singur, să nu-l vezi pe celălalt, să nu-l auzi pe celălalt. Și celălalt, chiar că dacă se supără, pe cum vrei să fii singur? Să se regleze. Să se regleze, că și el are nevoie din când în când de singurătate. Și el se retrage din relația de cuplu. Este o nevoie umană. Nimeni nu poate să stea bot în bot tot timpul. Am folosit o expresie mai puțin academică. Îmi place să folosim un limbaj care să facă referire la viețile noastre reale. Că noi trăim în viață reală. E în viață reală, așa e. Da, deci nevoia de a fi singur, nevoia de a fi pe cont propriu, de a face pe cont propriu, nevoia de a te descurca pe cont propriu. Adică dacă ai făcut o încurcătură, dacă ești adult, în principiu fac și copii asta, dar mi-te adulția. N-ai vrea să vină repede partenerul, să vină și să-ți dreagă ce ai drept. Dreși mai întâi tu și apoi, dacă nu te mai descurci sau când este complicat, vrei să te susțină celălalt. Da? Nevoia de autoreglaj, nevoia de nu și stop. În ce context? Adică că, de exemplu, dacă partenerul tău îți spune sau partenera ta îți spune,
Hai să mergem la un film. Și tu spui, nu astăzi. Nu astăzi, astăzi nu pot. Hai să mergem în vizită la ai mei. Nu. De data asta nu pot. Da? Deci nu înseamnă nu vreau asta. Nevoia de stop este nevoia care spune am avut destul, am făcut destul, este suficient. Trebuie să mă opresc. Hai să nu mai vorbim acum, să vorbim mai târziu. Hai să nu mai stăm atât de mult supărați, hai să ne oprim și să vorbim. Nu mai sta atât de mult de vorbă cu alții despre lucrurile importante pentru tine. E suficient. Stop. Pe mine mă doare dacă vorbești cu alții despre ceea ce este important pentru noi. Deci să comunici este mare, dar toate se transpun după cum vezi în comunicare și în comportamente, dar sunt nevoi clare în care am nevoie ca celălalt să înțeleagă că eu am nevoie să mă opresc. Am nevoie să nu fac asta. Deci am o nevoie clară. Asta pune bazele a ceea ce noi numim limite și limite sănătoase. Deci cred că ți-am cam dat câteva. Deci mi-ai dat patru. Mi-ai dat nevoia de a fi singur. A fi singur. Nevoia de a fi pe compromis. Da. De a te descurca pe compromis. Nevoia de nu și stop. Nevoia de exprimare. Nevoia de autoreglare. Da. Adică să stau eu cu mine, poate, sau să fac astfel încât să-mi fie mie bine, dar fără tine. Uneori îmi trebuie cu tine, dar uneori respir. Bun. Am notat nevoile principale, atât venite din partea partenerului, cât și pe care trebuie să ni le îndeplinim noi. Da. Ce se întâmplă când, cum putem face diferența când una dintre aceste nevoi se manifestă într-un mod exagerat, lucru care pentru celălalt reprezintă o problemă. Problemă, să vorbesc în termeni și să-mi caut cuvinte și astea complicate. Reprezintă o problemă. E, cum îți dai seama că acea exagerare a nevoii este un strigă de alarmă către celălalt că nu e îndeplinită nevoia respectivă sau că nevoia exagerată este de fapt venită dintr-un trecut traumatic Pentru numai că comunicarea între noi va face un pic de lumină. Numai comunicarea între noi va face un pic de lumină și ne vom baza aici ca realmente să avem un succes în a face chestia asta, avem nevoie să ne bazăm pe autoreglare. Asta înseamnă că eu am nevoie să mă pun într-o formă bună, să exprim atât de mult cât pot să exprim ce mi se întâmplă, ca tu să înțelegi cât se poate de mult din ceea ce mi se întâmplă mie și din dialogul nostru să diferențiem cât îmi aparține mie din complicațiile în care ne aflăm, cât îți aparține ție. Și să vedem, pe de-o parte, ce putem face fiecare pe cont propriu și ce putem să facem unul pentru celălalt. Și atunci, ce fac eu pe cont propriu va ține poate de istoricul meu, de înțelegerea mea, de reglajul meu, ce va ține de noi doi, le vom pune și vom spune, când mă vezi că intru în starea aia, oprește-te, stop-ul ăla. Asta e foarte important. A învăța să ne spunem stop unul altuia. Și mie însumi, când îmi spune partenerul, să ne aducem aminte, trebuie să facem un soi de reguli între noi. Un soi de cuvinte, practici. Cheie. Care să ne sprijine în a ne regla stresul. Pentru că, de fapt și de drept, complicația vine din, sau la nevoile acelea, este un nivel mare de stres. Că vine din istoric, că vine din prezent. Trebuie să clarificăm ce vine din istoric, ce vine din prezent. O să ne prindem un pic ce vine din prezent. Că din istoric uneori ne dăm seama, uneori nu. Da? Poate de aia
citim o carte, poate de-aia mergem la un specialist, poate de-aia mai vorbim cu prietenii, ca să înțelegem cât de mult vin eu cu conținuturile mele peste partener sau parteneră și perturb atmosfera. Da? Și atunci reglajul acesta al stresului pe care noi, fiecare dintre noi, trebuie să-l avem. Reglajul acesta al lui, nu-i de aici, ba e de aici. Nu, uite, dacă faci asta, atunci mă activez eu. Atunci mă enervează pe mine. Când spui așa, când faci asta. Și eu trebuie să țin cont. Dacă mi-a spus partenerul că dacă eu când fac asta, poate găsesc o altă formulă. Dacă și la altă formulă reacționează tot așa, e, păi poate este despre istoric și nu este despre mine. Deci vezi tu câtă flexibilitate avem nevoie într-o relaționare de cuplu? Sigur, în multe alte relații avem nevoie de flexibilitate, dar pentru cuplu, flexibilitatea este vitală. Nu o ai, e foarte greu să construiești o relație de cuplu suficient de satisfăcătoare, pentru că nu vrea nimeni hiperarmonioasă, că ne-am lămurit că nu are cum să fie hiperarmonioasă. Relația de cuplu are nevoie să fie flexibilă tocmai ca să traverseze momentele dificile. Pentru că curenții emoționali într-o relație de cuplu sunt foarte puternici, exact ca în relațiile părinți-copii. Sunt foarte puternici. Și ăia buni, ăia răi. Cât de mult din relația pe care tu ai avut-o în copilărie cu părinții tăi sau părinții tăi cu tine se reflectă ulterior în relația de cuplu? Cât de mult își pune amprenta? Suficient de mult încât să merite să o înțelegi și să o clarifici. O altă relație care își pune amprenta asupra relaționării de cuplu este relația cu egalii. Iar relația, pentru că nu uităm, relația de cuplu trebuie să fie cu un egal și cu un străin. Sunt două elemente importante. Ar fi bine să nu facem relaționare de cuplu cu cineva care este hipercunoscut, adică din familie, da? Este un tabu natural al evoluției. Da? Și în același timp ai nevoie, dacă se poate, cu un egal, adică dă pe aceeași linie cu tine ca vârstă, ca preocupări, ca nivel de dezvoltare psihică. La nivele diferite, alte tipuri de comportamente sunt necesare. Deci orice abatere de la această egalitate arată că ceva nu funcționează bine în persoana respectivă. Și într-una și într-alta, că altfel nu s-ar alege. Da? Deci, un lucru important este să poți să fii într-o relație egală, adică cu celălalt de aceeași importanță cu tine. Și atunci, vezi, pe de-o parte relația cu părinții își va pune amprenta în dezvoltarea mea și a capacității mele de autoreglaj și de a mă simți eu important, semnificativ, valoros, funcțional, productiv, etc. După care relația cu egalii, care înseamnă relația cu frații, relația cu prietenii, relația cu colegii de școală, relația cu primele persoane care mi-au fost cel puțin interes de cuplu, dacă nu chiar parteneria de cuplu, ele își vor pune amprenta. Pentru că noi acolo exersăm egalitatea într-o relație în care eul meu frumos și inimaginabil pe care l-a iubit mama și pe care tata eventual l-a iubit sau nu, da? Este același de important și de valoros ca la celuilalt. Aici nu mai jucăm care e mai important ca celălalt. Aici drepturile sunt egale, rolurile sunt egale, funcționarea este egală, susținerea trebuie să fie egală, contactul trebuie să fie egal. Avem dificultăți de a accepta egalitatea, foarte greu vom dezvolta relație de cuplu, pentru că vom cere tot timpul varianta unei funcționări psihologice mai imature sau vom da tot timpul varianta unei funcționări psihologice mai avansate decât nivelul de dezvoltare actual. Terapia de cuplu poate ajuta la această reglare? Sigur, terapia de cuplu ajută. Cum funcționează terapia de cuplu atunci când fiecare vine cu
Păi, prin uite, propriul bagaj emoțional și în principiu, traumatic. terapia funcționează cam la fel și în varianta individuală și în varianta de cuplu. În primă fază, este nevoie de a înțelege ce se întâmplă. Deci este faza pe care noi o numim de evaluare. Te duci și vezi despre ce e vorba cu tine. Este necesar să vezi cum funcționezi tu și cum funcționează relația. Deci este o etapă de evaluare. Nu-ți spune nimeni să faci nimic deocamdată. Dar îți face un fel de radiografie, îți face un fel de analize și spune, uite, la indicatorii ăștia stați rezonabil, la indicatorii ăștia aveți valori prea mari, la indicatorii ăștia aveți valori prea mici, din pricina asta se întâmplă asta, din pricina asta se întâmplă asta. Aici vă apucă stresul, aici vă apucă evitarea, aici vă apucă ceartă, aici nu vă înțelegeți. Deci e o etapă de evaluare. După care, evident, în urma evaluării și a înțelegerii dinamicii, oamenii stau să se gândească, mă, ce să facem noi acum că am înțeles noi un pic despre noi? Urma obiectivelor, strategiilor pe care le decid împreună, în principiu, sau nu, vor urma ceea ce se presupune a fi terapie de cuplu sau terapie individuală. Și aici aș vrea din nou să clarific un lucru, pentru că oamenii îl pot înțelege foarte eronat. Terapia de cuplu are valoare doar dacă amândoi decid că au un obiectiv. Și în principiu și cam același, sau măcar complementar. Dacă unul vrea cuplu și unul nu mai vrea cuplu, atunci eu nu știu care variantă de terapie este mai bună, dacă varianta terapiei de cuplu sau varianta individuală. Pentru că cel care mai vrea relație de cuplu o să vrea relație, terapie de cuplu, iar cel care nu mai vrea o să fie îndoit dacă să meargă la cuplu sau să nu mai meargă la cuplu. Iar uneori, oamenii vor merge la cuplu și vor la terapia de cuplu și vor face terapia de cuplu un calvar. Sigur că noi suntem obișnuiți cu astfel de situații, dar este evident că acolo, da, multe lucruri nu mai pot fi făcute, pentru că nu trage nimeni în direcția respectivă. Da? Să ne întoarcem un pic la ce spuneai la începutul discuției noastre legat de traumatizarea în cuplu. Atunci, în cuplu apare un incident care provoacă o Exact. traumă. Ca de Ca exemplu. de La ce uite, tip? dăm tu un. Din experiența ta, care sunt situațiile cele mai frecvente care produc o traumă în cuplu? Aș prefera să îmi spui tu. Păi, de exemplu, care vizează pe ambii, Da. care vizează pe ambii. În primul rând, pierderea unui membru, unui părinte. Pierderea bruscă a unui părinte. Mai ales dacă mă rog, aveau relații strânse cu părintele respectiv, este o situație destul de dificilă pentru cuplul respectiv. A doua, și care este, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai mari provocări ale unei relații de cuplu, este pierderea unui copil. Pierderea unui copil poate să fie fizică prin deces, deci copilul decedează din vari motive, iar o altă variantă este diagnosticul unui copil. Adică când cei doi pierd imaginea, visul despre copilul lor. A treia situație este apariția unei relații extraconjugale extrem de serioase, adică cu implicație emoțională, cu implicație sexuală și care poate să ducă, da, și are potențialul de a rupe relația respectivă. Și care, evident, ea este precedată de multe, multe elemente văzute sau nevăzute de către cei doi. O altă situație poate să fie pierderea casei, deci dificultățile financiare majore, care sunt iarăși printre situațiile destul de traumatice pe care un cuplu le poate traversa. Pierderea unor bunuri semnificative, am zis de casă, dar poate să fie, nu știu, o afacere pe care o au împreună. Deci asta este o traumă de cuplu, e o traumă de. Este un stres
înalt este situația adversă, da, 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 da. Sărăcia în general sau sărăcie rea. Este, este modificarea unui nivel de trai, modificarea modificare radicală a unui nivel de trai în jos, dar desigur poate să fie și în sus. Da, pentru că uneori oamenii și mai pierd mințile odată cu orice modificare bruscă care vine în viața ta, pur și simplu provoacă psihicul să se adapteze și nu are strategii încă. Și atunci de aceea foarte des oamenii pot să devină extrem de dezadaptați în situația în care apar modificări bruște, inclusiv cele în care obții dintr-o dată un statut foarte înalt sau obții un venit foarte mare dintr-o dată sau te trezești cu o moștenire. Dăm și acest exemplu, da? Deci da, pot să fie, pentru că este o provocare foarte mare, un stres mare. Ce faci când apare un astfel de moment în viața cuplului? În primul rând, care sunt șansele de revenire, de ajustare, de reclădire? Care ar fi direcția pe care cei doi ar trebui să o apuce? Cred că prima condiție, aș spune, este să înțeleagă fiecare că această experiență îi doare atât ca persoană, adică atât pe fiecare dintre ei, cât și relaționare. Și atunci avem nevoie să gestionăm doliu, pierderea, suferința atât pe cont propriu, cât și sprijinindu-ne unul de celălalt, înțelegând și acceptând. Dar vezi, aici este aproape, și când mă aud spunând, aproape că uneori mă enervez pe mine că spun asta, când știu în realitate cât de greu este, pentru că ritmurile sunt diferite, ritmul de acceptare e diferit, ritmul de jelire e diferit, ritmul de procesare, adică de gândire asupra ceea ce s-a întâmplat și asupra efectului este diferit. Și atunci, da, este o mare provocare pentru cei doi când pățesc astfel de lucruri. Și foarte des am văzut strategii diferite și strategiile diferite să le punem în două categorii. Una este cea în care eu vin spre tine ca să mă ajut tu să mă reglez. Asta apropo de am nevoie de contact am cu nevoie tine de ca să mă reglez. Iar celălalt, da, poate are nevoie să se retragă și să stea pe cont propriu ca să se regleze. Asta este în general o strategie care complică relațiile de cuplu, da? Chiar și când stresul este mai mic, eu vin spre tine, hai să vorbim, hai să să jelez cu vorbe la tine. Spui, lasă-mă, da? E, acest cerc vicios este de cele mai multe ori în atenția unei terapii de cuplu pentru a putea fi gestionat mai ușor și să se facă virtuos din vicios ce este. Da? În situația unui doliu atât de profund, da, lucrurile sunt încă și mai complicate. Și atunci cred că înțelegerea și oferirea de timp pentru împreună, oferirea de timp pentru jelit împreună, oferirea de timp pentru jelit separat, oferirea de timp pentru discuții, dar oferirea și de timp de a face lucruri separate, îndrăzneala de a mai te duce către experiențe plăcute împreună, da? Toate acestea contribuie la păstrarea intimității și conexiunii între cei doi și asigură o șansă pentru stabilitatea și dezvoltarea cuplului. Care ar fi resursa cea mai valoroasă pe care doi oameni o au în cuplu pentru a se... Resursa? Da. Ei înșiși. Capacitatea de autoreglare, gestionarea stresului, gestionarea intimității. Deci ne ducem un pic înapoi în discuția despre nevoile cu celălalt și nevoile individuale. Exact. Și dezvoltarea propriei persoane în a fi capabil de autoreglaj, tocmai pentru că atunci când te duci să împlinești nevoia celuilalt, ce să vezi, chiar să-ți iasă. Pentru că altfel tu te duci să împlinești nevoia celuilalt, dar din zăpăceala ta, din confuziile tale, din nereglajul tău, faci prost.
Și după aceea încep să, da, eu am vrut. Păi da, ai vrut, ai și făcut, dar n-a ieșit. N-a ieșit ce ai vrut tu să faci, n-a ieșit ce ți-am cerut eu. Da? Deci cred că cea mai valoroasă resursă, de aceea relația de cuplu are nevoie să fie între adulți în primul rând. Da? Pentru că atunci când ajungi la adult, la nivelul de adult, ai fi învățat deja să-ți gestionezi stresul și să reglezi lucrurile astfel încât să poți comunica suficient de clar celuilalt ceea ce tu ai nevoie și ceea ce se întâmplă cu tine, ca ulterior să găsim împreună soluții. Din cazuistica ta, da, ai observat, ai putut să faci o diferență între cum ne este nouă ca oameni mai ușor să ne vindecăm în cuplu sau pe cont propriu? Nu știu dacă este vorba de ușurătate. Dintr-un punct de vedere, sigur că ușurătatea vine din faptul că ne vindecăm pe cont propriu. Vindecarea are loc întotdeauna înăuntru. Mm-hmm. Deci vindecarea nu se întâmplă în afară. Dar nu se întâmplă în afara unor relații semnificative. Deci a avea o relație semnificativă este un factor fundamental în reglaj, uh-huh, da? Contribuie mult la reglajul meu, și a avea o relație semnificativă contribuie mult la a nu fi atât de afectată de evenimentul traumatic. Uh-huh. Doar că relația semnificativă înseamnă mai multe tipuri de relații semnificative. Înseamnă relația de cuplu, înseamnă relație de prietenie, înseamnă relație de vecinătate, înseamnă comunitate. Aș vrea să-ți spun că relația de cuplu e fundamentală, dar nu e așa. Tocmai studiile au arătat că după decesul unui partener, persoanele care reușesc să se dezvolte mai departe și să continue viața și să funcționeze bine și eventual să intre într-o altă relație de cuplu sunt cele care au o bună comunitate. Uh-huh. Adică sunt cele care au, cum spunem noi în termenii noștri, suport social. De ce? Pentru că noi toți avem nevoie de un grup. Apartenență? Apartenență, exact. Avem nevoie de mai mulți oameni care să fie buni cu noi și să ne stimuleze nevoile de relație. După cum ai văzut, relaționarea de cuplu mai implică și bucățile astea două. Un tip de intimitate și un tip de sexualitate. Uh-huh. Altfel, dacă avem nevoile împlinite și intimitate, avem o relație foarte bună de prietenie. Dacă scoatem sexualitatea, nu prea mai avem cuplu. Avem orice altceva, da? Putem să facem proiecte împreună, cum este că și, da, viața de cuplu înseamnă și proiecte, uh-huh, împreună. Dar dacă avem doar proiecte împreună, da, uh-huh, putem să vorbim de echipă. Facem o echipă bună. Da? Uh-huh. Adică colaborăm ca să facem un scop. Pe asta fac și cu vecinii mei. Uh-huh. Ar trebui să ținem blocul funcțional. Da? Uh-huh. Ar trebui să păstrăm comunitatea funcțională. Trebuie să ne organizăm toți, facem fiecare, facem o bună echipă, pute, merg lucrurile și proiectele. Înțelegi? Specificitatea relaționării de cuplu este aspectul sexual care vine și este îmbogățit sau îmbogățește, uh-huh, uh-huh, relaționarea umană și îi dă specificitatea ei de cuplu. Asta înseamnă că poate o bună relație intimă, sexuală, da, adună, e un liant, este o bună relație erotico-sexuală. Uh-huh. Erotico-sexuală, da, este un liant foarte important. Nu trebuie să fie singurul liant, sigur, dacă nu are celelalte categorii, uh-huh, nu funcționează. Dar e un liant important pentru relaționarea de cuplu. Altfel avem încă o dată prietenii foarte bune. Zice cineva că pentru că avem nevoie și de social, pentru că altfel apare dependența emoțională și ne agățăm de celălalt. Sigur, sigur, nu putem aștepta de la relația de cuplu să îndeplinească toate nevoile. Da? Nici vorbă, n-are cum. Adică nu poate să fie relația care le înglobează pe toate. Deci trebuie să ne gândim dacă
Da? Relaționarea de cuplu înseamnă sexualitate, dar sexualitate venită după ce nevoile de relaționare știm să ne descurcăm cât de cât cu ele, după ce gestionăm cât de cât stresul, da? Și dezvoltăm această intimitate erotico-sexuală. Dacă nu, s-ar putea să fim doi prieteni foarte buni, doi parteneri de crescut copii împreună sau poate doi parteneri de, nu știu, business împreună. Da. Sau doi parteneri pur și simplu. Da. Doi oameni care conviețuiesc. Doi oameni care au conviețuit împreună pentru o vreme. Da. Și ok, adică e foarte în regulă, nu e nicio problemă. Se vorbește mult despre subiectul trauma în ultimul timp. Mult. E ok, e bine că, din punctul meu de vedere, e bine că putem relaționa cu acest cuvânt, care e un cuvânt greu, așa cum spuneai și tu, doamna Regina. Regina Taume. Vreau să înțeleagă lumea că practic era un fel de a se face mișto de mine. Adică nu era... Adică... Am citit asta în carte, dar totuși știi cum și în, da, pe de o parte o glumă, dar pe de altă parte și o direcție serioasă. E o direcție serioasă, da. E o direcție foarte serioasă. Și mi se pare că o să te întrerup un pic și iartă-mă că te întrerup, dar aș vrea să fac această diferențiere pe care cred că e important. Nu cuvântul e dur sau urât. Experiența pe care o exprimă a fost urâtă și dură. Și asta aș vrea să aduc, pentru că dacă noi vorbim astăzi despre cuplu, avem nevoie să înțelegem că în calitate de parteneri de relație, cu atât mai mult de parteneri de cuplu, avem nevoie să reducem rapid stresul, tocmai ca să nu ajungem în traumatizare, pentru că aia e urâtă. Și odată ce am ajuns la traumatizare, mă, e greu să refaci relația. Se poate, dar este greu și îți trebuie o doză mare de onestitate. După ce te-ai agresat și te-ai rănit unul pe celălalt, îți trebuie o mare doză de onestitate și de sănătate către tine și către celălalt să spui, băi, ne-am făcut rău, trebuie să ne oprim. Să punem stop și trebuie să învățăm. Din punctul ăla se poate clădi, poate dintr-un punct de onestitate. Da. Atât de înalt, se poate clădi poate ceva mai puternic decât era înainte. Da, categoric. Se poate construi ceva și în relația actuală de cuplu. Se poate construi ceva și în relația ulterioară de cuplu, dacă cu asta nu mai am șanse. Pentru că fără acest punct de onestitate, eu mă voi duce într-o altă relație de cuplu și voi face... În care voi repeta... Exact. Deci, valoarea, că de-aia m-ai întrebat mai devreme și vreau să mă întorc să vreau să o luăm și pe aia înapoi. Da. Valoarea cea mai importantă într-o relație de cuplu sunt eu însumi. Și când eu realmente întâlnesc pe cineva cu care simt această conexiune erotico-sexuală, cu care simt că am niște caracteristici cu care pot construi, pot ajunge la intimitatea aceea emoțională și pot răspunde nevoilor de relaționare, atunci am nevoie să fiu onestă cu mine și cu celălalt, să mă deschid, să vorbesc, pentru că asta va face momentele de stres mai tolerabile și dacă ajungem să ne rănim unul pe celălalt, măcar să știm și să fim unul către celălalt și să spunem, băi, ne-am rănit unul pe celălalt, trebuie să facem ceva. Sigur că pentru o vreme o să mai repetăm, căci de până învățăm, facem ce știm. Da? Până facem mai bine, facem tot mai puțin bine. Atunci, acest punct de onestitate și această muncă cu sine, relaționarea înseamnă să te definești și să te modelezi pe tine în relație cu celălalt. Și văd o întrebare. Dacă celălalt nu vrea, de aia e important să fii tu onest cu tine. De aia este important să fii tu cel care ești cea mai importantă resursa ta. Să poți să te uiți onest și să spui, okay, măi băiete, măi, trebuie să mă retrag. Draga mea, că mi-ai fost drag și mi-ești drag, dar mă retrag pentru că e prea mult pentru mine, e prea dificil pentru mine așa și eu sunt responsabilă de viața mea de cuplu, tu mi-o susții sau nu, pentru că poți să susții sau nu poți să susții.
nu mă pot susține pe mine, poate pot să susțin pe altcineva. Deci, și atunci această onestitate și această înțelegere a nevoilor ne permite și să construim relații, dar și să le finalizăm dacă este necesar. A crede că relațiile trebuie să fie forever and ever doar pentru că le-am făcut nu este deloc sănătos. Pentru că un rău trebuie să se oprească. Un stres intens trebuie să se oprească. Da? Trebuie să ajungem și la nivelul de jos de stres și la momente clare de relaxare și de încărcare, de vitalitate în relaționarea de cuplu. Dacă doar consumăm, 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 nu este o relație bună de cuplu. Și avem nevoie să o finalizăm și să începem alta, fie cu același partener. Se poate să începe o nouă relație cu același partener? Uneori da. Uneori da. Nu e atât de ușor, dar da, pentru că schimbi comportamente, deci schimbi relaționarea. Relaționarea este acest schimb între noi. Dacă eu dacă eu schimb emoțiile, dacă eu schimb maniera de reacție, dacă eu schimb informațiile pe care le aduc acolo și comportamentele pe care le aduc acolo, sigur că o să avem alte relații. Bun. Sigur, nu o să-i spunem că suntem alt cuplu, dar este altă relaționare. Persoana e persoană, relația este altceva. Relația este o dinamică. O entitate separată. Aș vrea să înțeleagă lumea că nu este o entitate fixă. Nu e entitate. Nu e ceva. Este o mișcare întreagă. Ai spus flexibilitate. Flexibilitatea aia, exact. Deci, oricând coloratura se poate schimba și să sperăm că avem coloraturi din ce în ce mai deschise și mai vitale și mai proaspete. Deci vorbind, întorcându-mă la ce spuneam de traumă, că este un cuvânt la modă și folosit deseori, există o hiperutilizare a lui și poate uneori este tratat așa, este spus prea des și greșit, traumă? Ca să mă refer, de exemplu, la relația de cuplu, da, există șansa există riscul acesta de a folosi cuvântul uneori când nu e foarte necesar. Cine poate să pună acest diagnostic în mod real? Putem noi înșine să ne autodiagnosticăm, să spunem, da, asta este o traumă sau ar fi bine să luăm... Putem și noi. Cine să ne dăm. De exemplu, multe dintre feedback-urile pe care le-am primit în referitoare la carte au fost că oamenii în sfârșit au înțeles că cineva îi înțelege. Înțelegi? Poate că ei n-aveau cuvântul, dar ei aveau experiența. Poate ei n-aveau întreaga viziune asupra ceea ce se întâmplă cu lor, dar s-au recunoscut acolo. Și bucuria mea a fost când am primit astfel de feedback-uri de la diverse tipuri de persoane, adică nu oameni care aveau pregătirea necesară. Adică nu vorbesc de cei care au mai fost la cursurile mele sau cei care au urmărit, nu știu, vreo prelegere sau vreun podcast al meu, vorbesc de oameni care au auzit pentru prima dată un podcast sau pentru prima dată au citit în cartea aceasta. Și mi-au scris și mi-au spus, Doamne, dar m-am regăsit acolo, am înțeles. Deci noi ne dăm, noi realizăm. Celălalt poate să vadă manifestările traumatice. Adică faptul că m-am retras, faptul că nu mai vorbesc coerent, faptul că nu mai am energie să fac lucruri, faptul că am un somn plin de coșmaruri, faptul că mă cert foarte des cu tine, care ești partenerul meu, adică sunt iritabil, sunt irascibil. Sunt epuizat și obosit permanent, da? Astea sunt semne de traumă. Adică, sigur, și o să-mi spună poate și colegii psihiatri și alții, deci de unde știi că nu are depresie sau de unde știi că nu are nu știu ce? Sigur că sunt comorbide, adică nu e o problemă. Avem mai multe diagnostice, avem mai multe fațete. Sigur că depresia de cele mai multe ori poate să fie asociată cu o experiență traumatică și să fie fațeta depresivă. Dependențele, da? De alcool, de fumat, de tutun, de fumat, de shopping, de sex.
Da? Ca să intrăm tot în zona relațională de cuplu. Dependența de relații nefericite. Dependența de a fi în relație cu cineva care te ignoră continuu pentru că el este căzut în trauma lui, în manifestările sale și nu mai face nimic. Pentru că refuză să primească ajutor. Sau consideră că doar tu, ca partener de cuplu, trebuie să-l ajuți. Ceea ce este fals. Niciodată partenerul de cuplu nu poate să fie factorul de vindecare pentru o traumatizare. Niciodată. El este un factor care contribuie printre alții la vindecare. La vindecare. Dar cine se bazează doar pe partenerul de cuplu ca să-și revină, îl anunț de acum că nu este suficient și lucrurile se vor degrada cu atât mai mult. Cineva ne scrie: bun interviu, să vă pare clar că rezolvarea poate veni doar dacă te interesează cu adevărat exact partenerul. Sigur. Exact. Sigur. Adică dacă eu constat că nu mai pot să mă irită partenerul meu prin tot ce face și când face bine și când face rău și când nici sau consider că face totul rău, mm-hmm, ar trebui împreună să mă întreb eu. Băi, eu cu ce ochelari mă uit la lume? Mm-hmm. Da? Pentru că dacă eu stau în relație cu acest partener care face atâta rău, mă întreb de ce stau eu. Da, da. Și stau fie pentru că nu mai pot face altceva, nu stau din loialitate, atenție, nu poți fi loial unui lucru rău. Loialitatea se măsoară în dimensiunea bună. Sunt loial către ceva bun, nu către ceva rău. Da? Și atunci mi-este rău pentru că eu nu pot să fac nimic. Și atunci eu stau acolo pentru că sunt neputincios, pentru că am o stare de neputință. Ar trebui să fac ceva, dar nu pot să fac ceva. Sau mi-e greu să fac ceva, sau sunt lent în a face ceva. Și atunci asta este despre mine și am nevoie să-mi recapăt forța, să-mi recapăt claritatea, să-mi recapăt viziunea, să-mi recapăt energia psihică și abia apoi văd eu dacă într-adevăr trebuie să plec din această relație, trebuie să o închei, să pun stop. Mm-hmm. Da? Și să dezvolt altceva cu acest partener sau cu alt partener. Că poate cu acest partener nu mai dezvolt o relație de cuplu, dar poate păstrez relația de parteneriat pentru copil. Mm-hmm. Poate păstrez parteneriatul pentru unul dintre proiectele noastre. Mm-hmm. Deci relaționarea poate fi diferită. Unde găsim specialiști în traumă? Tu ești doar una. Nu poți să ne iei pe toți. Nu pot, dar am creat o echipă întreagă care este la fel de ocupată ca mine, am verificat și ieri și îți spun asta doar pentru ca oamenii, dacă vin și cer sprijin către noi, știu că toate sunt dureroase, știu că toate ar fi bine să înceapă acum, știu că toate, tot ajutorul trebuie să vină azi dacă se poate, dar echipa mea realmente lucrează intens și eu lucrez foarte intens să dezvolt noi specialiști. Avem cursuri de formare, avem cursuri de pregătire și chiar ne străduim să dezvoltăm din ce în ce mai mulți specialiști. Deci în echipa ISTT, în echipa Institutului nostru de traumă, sunt din ce în ce mai mulți specialiști care pot fi în sprijinul oamenilor. Și până, nu știu, dacă mergem la un psihoterapeut și vrem să știm că este potrivit și în ceea ce înseamnă traumă. E ceva ce ar trebui să căutăm în mod deosebit la omul respectiv? O bună pregătire profesională. Mm-hmm. Deci are nevoie să fie înregistrat, are nevoie să fie cu examenele și cu toate titulaturile luate, adică să fie cel puțin funcționare în supervizare sau cu nivel de autonom. Deci niște lucruri pe care tu poți să-l întrebi pe terapeutul la care te duci? Înțeles! Da. Care este școala care te-a format, dacă ești înregistrat la Colegiul Psihologilor, dacă ai drept de liberă practică, asta înseamnă că ești înregistrat la Colegiul Psihologilor. Nu este doar ce școală ai terminat, ci și faptul că ai dreptul să profesezi. Colegiul Psihologilor dă dreptul de a profesa, adică de a avea un cabinet și de a spune: pot să te primesc pe tine în calitate de pacient, de client și eu să-ți ofer acest serviciu. Altfel, ai trecut niște teste și ai fost verificat. Exact. Și respecti niște standarde profesionale și etice. Te-ai angajat să le respecti. Dacă nu ești acolo, tu nu te-ai angajat că le respecti. Deci, poate le respecti, poate nu le respecti. Iar dacă nu le respecti, odată ai
posibilitatea să realizezi pentru că ești în grupul de specialiști și te prinzi și tu poate ai făcut o greșeală, că noi toți suntem supuși greșelii, putem să greșim, da. Dar ești alături de colegi, da? Sau după aceea poate cineva îți spune, măi, profesionisto sau profesionistule, ai greșit, nu se face așa. Și tu zici, au, am greșit. Da, acum înțeleg, acum văd și ți-asumi responsabilitatea ca un specialist și profesionist ce ești, că există o eroare. Asta dacă există așa ceva. De regulă, oamenii care aderă la aceste standarde se pregătesc constant, că noi avem această obligație de cursuri de formare continuă și încep să înveți din ce în ce mai bine. Și atunci, evident că ești din ce în ce mai capabil să abordezi cazuri mai dificile, mai complicate. Deci nu doar numărul de ani de experiență, deci nu doar asta contează, adică faptul că eu am 25 de ani de experiență nu mă face bună per se, adică prin sine, ci prin faptul că toți acești 25 de ani eu am mers continuu la curs. Continuu m-am dus să mă școlească cineva. Continuu m-am dus să-mi verific cunoștințele. Continuu am întrebat pe unii și pe alții mai experimentați decât mine. Deci nu doar faptul că am X ani de experiență, nu faptul că am nu știu câte alte tipuri de experiențe, ci de faptul că am făcut asta continuu și m-am verificat. Ți s-a întâmplat și am fost într-o dată să nu dai de cap unui caz? Să... Bineînțeles că da. Bineînțeles că da. Astea sunt lucruri care sunt firești în profesia noastră. Noi știm foarte clar, da, conform cercetărilor și statisticilor, că 2 cazuri din 10 la fiecare psiholog nu vor fi rezolvate. La cei mai buni dintre noi. 2 din 10. La majoritatea specialiștilor, 4 din 10. Exact. Deci eu știu cum arată eșecul. Ceea ce mă face bună este că pot diferenția între unul și altul, adică între cazul care nu are capacitatea să meargă mai departe și cazul care poate merge mai departe. Și ce spui când îți dai seama, când realizezi, ok, cu omul ăsta... Îl direcționez către serviciile de care are nevoie. Care nu sunt psihologice. Ok, am înțeles. Da? Traumatizarea implică multe tipuri de nevoi care nu toate sunt psihologice. Da. Unele sunt medicale, unele sunt de relaționare, unele sunt de educație, unele sunt de legislație. Deci, înțelegi? Deci nu toate vin la noi. Deci nu totul ține de psihologie. Iubesc psihologia, dar nu totul este legat. Este, se rezumă la ea. Exact. Deci chiar este complicat. Și chiar, sau uneori ajunge în maximum de dezvoltare și trebuie persoana să accepte complicațiile cu care va trebui să trăiască. Deci eu îl ajut să ajungă la o stare mai bună decât cea actuală, dar nu cea mai bună posibilă din capul nostru. Da? Deci totuși trebuie să ne ajustăm la realitate. Noi lucrăm cu realitatea. Diana, îți mulțumesc din suflet pentru timpul pe care ți l-ai luat ca să fii aici alături e de noi. E o plăcere, Sonia. Știu că este la știu că ești foarte ocupată eu, și dar este o plăcere să te cu mine și să vorbim. De fiecare când am făcut-o, a fost o plăcere și pentru mine și știu că au ieșit lucruri valoroase, da. Și îți mulțumesc și eu mult de tot pentru oportunitate și pentru invitație. Încă o dată felicitări pentru carte, Anatomia traumei, cum să ai o viață mai bună când sufletul te doare, de psiholog, dr. Diana Vasile. Unde se găsește cartea asta? Peste tot, online? Online, acum am văzut că a apărut și în librăriile Cărturești și în librăriile CBL, deci... Există acum șanse și în format fizic și în format online să putem să o luăm. Așadar, o recomand, am început să citesc din primele rânduri. Îți dai seama că e ce trebuie. Mulțumesc frumos! O seară minunată în continuare, Diana. Aștept să ne vedem data viitoare și o dată pe an, dacă o dată să facem. O dată pe an, cu dragă inimă, eu sunt recunoscătoare și ție și lui Dumnezeu că ne-a aliniat. Mulțumesc mult! Mulțumesc, seară frumoasă! Seară frumoasă! Aici, știi? De pe X? De pe X. X. Așa, perfect, mulțumesc. Perfect, mulțumesc. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați stat într-un număr atât de mare alături de noi pe parcursul la mai bine de o oră. Nu uitați, această discuție rămâne în feed-ul meu pentru a fi văzută și revăzută. Chiar vă încurajez să
stați și să ascultați cu atenție tot ceea ce a povestit, ce ne-a învățat Diana, pentru că sunt niște informații foarte valoroase care, din care dacă ne extragem ce ne trebuie, într-un final tot nouă ne va fi bine. Deci, discuția rămâne în feed. Dați-vă, rog frumos, like, lăsați un comentariu, dați-i share astfel încât să ajungă la cât mai multă lume și, desigur, salvați-o ca să nu uitați să o reascultați atunci când aveți timpul necesar. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență încă o dată, vă doresc o seară minunată și ne revedem data viitoare. O să vedeți că m-am gândit la niște chestii interesante. Pa, seară frumoasă!